Mulțumesc. Să mai bine. Luminați-ne poporul. Ce ne-a scris partidul pe foaie, aia o să vedem ce va ieși. Dragi tovarăși, scuze, asta a rămas aici de la o ședință internă. Da, gata. Aceasta este țara noastră, România, cu bogățiile ei, cu pădurile ei, cu aurul și petrolul ei. Este toată doar a noastră și nimeni nu ne-o poate lua vreodată. Noi suntem aici stăpâni. Vom face aici ce vrem noi, când o să vrem noi. Scuze, e tot de la o ședință internă. Da, am găsit. Dragi colocotari ai acestei frumoase încățări, m-am uitat la Aiomor. M-am văzut aici și vă spun cu toată sinceritatea, nu-mi amintesc când am venit să-și bată alții joc de mine. Chiar dacă ei nu mă cunosc și nu știu că am absolvit facultatea cu Magda cum laude. S-au spus tot felul de lucruri despre mine. Că eu în partid eram fata cu cafeaua. Incorrect. Atât făceam eu? Nu. Aduceam și gogoși. Cum spuneam, oamenii poate să vorbească. Accept. Dar să vin chiar eu să fac glume pe seama mea? Iată, se adeverește proverbul. Foaie verde mărăcine, sunt mai proastă decât mine. Am glumit. Da. Știu că a fost o domnișoară pe numele ei Irena Boclincă. Suntem mândre de ea. Și mă bucur să anunț chiar acum, în indirect, că a fost ultima ei apariție la TV sau pe stradă, pe undeva. Am pierdut mult la capitolul respect, noi ca popor. Ne batem joc, așa cum se întâmplă cu șeful meu. Se spun tot felul de lucruri, dar cum vă permiteți? Este totuși deținutul unei funcții importante de stat. Deținătorul unei funcții importante. Să revenim. Vreau să public și o carte pe care nu am scris-o încă eu, cu titlul Te futură of România. De futur, e în engleză. The future of Romania. Uitați-vă la Anglia. Tocmai a făcut un Brexit. Am vorbit cu regina. Mie îmi place de ea, pentru că are mereu o față zâmbitoare, senilă și poartă haine colorate. Ceea ce orice om îi place să arate bine. A întrebat de ce iese așa multă lume în stradă în România. I-am spus, socializare scumpă, doamnă. Că de ce au intervenit jandarmii? Și ei sunt tot români.
De drag. După ce au plecat jandarmii la oamenii care demonstrau, le-a părut rău. Ați văzut ce mai plângeau? Chiar și papa zilele trecute a dat un excomunicat că va vizita țara noastră. Suntem foarte încântați și sperăm ca domnul Daniel, mult prea fericitul, să îl convingă să treacă la ortodonți. La ortodoxi. România este acum pe buzele tuturor. Copiii noștri merg la olimpiade, fiind pe locul 1 în lume și pe locul 2 în România. Vă spun cu toată sinceritatea. Toate popoarele lumii ne invidiază. Suntem campioni la mezeluri, de exemplu, printr-o comparație cu o țară în continuă dezvoltare, cum ar fi Etiopia. În produsele noastre, noi nu avem nici pe departe la fel de mulți nitriți și subnutriți ca ei. Am fost și la Venezuela într-o vizită fulger. Și m-am certat efectiv cu domnul Dragnea al lor. Mi-a zis că au încercat niște cetățeni să dea o lovitură de stat. I-am tăiat-o imediat. Zic, vă rog foarte mult. Am venit aici în căutarea adevărului. Spuneți-mi, de ce câștigă mereu Miss Univers o fată de pe planeta noastră? După... Este Dumnezeu! Mamă, mamă! Băi, este Dumnezeu repetitorul. Doamne, măi, cază! De ce ne agităm așa? E o vorbă veche, așa de veche, că am și uitat-o. Nu vreau să închei înainte de a pune punctele pe i. Am făcut lucruri și o să mai facem. Muncim și ziua și noaptea, după cum știți. Pentru autostrăzi am luat chinezi. Am vorbit personal cu prim-ministrul lor, care a zis, citez, IOMI HAITHU UTSEDU YUATHI AI. În Israel am luat o decizie fermă de la care nu mă abat. O decizie istorică, aș putea spune. Și iată că spun. Vom muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Nu mă întrebați de ce. N-am nicio idee. Am mers la Spania. Am discutat și cu domnul Guardiola. La noi urlă de 3 ani bucureștenii că nu e gata metroul din drumul Taberei. Am întrebat dacă ei acolo au așa ceva. Ei bine, nu. Ca să știți. Nici ei nu au metrou în drumul Taberei. Aveți încredere. România e în mâinile noastre. Voastre, dormiți liniștiți. Lucrăm noi pentru dumneavoastră. Somn ușor, România! Bravo, bravo!